domnul Mihai, eu cred că l-ar trimis Ardeana de avea viteză mare la scriere și probabil o fi făcut vreo. Nu, e clar. Știu eu că Prigoane certa cu gramatica, pentru că acum mi-am adus aminte că toate lucrările mele care de la școala de gramatică mi-au fost corectate de Mihai și a văzut ce greșeli de gramatică fac. Ăsta e profesor, bă, și noi n-am știut, bă. E foarte tare, mă, ca cenzor. E foarte da, tare. Repet, alea sunt greșeli de scriere, nu gramaticale. Da. Și gramaticale, uite aici, îți arăt, da? Ok. Deci nu, are, nu intrăm în detalii, că e ziaristă, a lucrat în atâta televiziune și a știe cu gramatică, alții nu. Da. Deci, ca să înțeleagă lumea în concluzie, concluzie dacă și Mihai dacă... știa de greșelile astea, ce considerați că au vorbit împreună? Eu cred că dând după un an de zile declarații similare, că după un an s-au dat declarații la asta fiecare, eu cred că ei au vorbit. Hai să o băgăm pe aia cu gramatica. Că nu se poate doi oameni la distanță de zeci de kilometri să dea ce ajuta ca și argumentație, că nu înțeleg. Adică să, băi, Mihai, hai să facem ăsta o față de prost în fața națiunii. Am înțeles. Înțelegi? Și e foarte simplu. Omul a dat o declarație în necunoștință de cauză. Ei n-au venit că cu lumea vă judecă după două SMS-uri? Dar nu un om e judecat, mă, după ce a făcut el în vorbește. Dar nu te poți duce tu să schimbi niște becuri, să-ți vezi de treaba ta, de viața ta. Te bași cu seama că... Dar momentul ăla era iubit oficial. Nu ești tu care are greșeli gramaticale, dar de unde morții, bă, să știe, bă, ce gramatica am eu, mă, frate. Mai înjurat. Dar momentul ăla era iubitul. Dar nu e jurătură, mă, în Ardeal, morții lui Măsa, nu e nicio jurătură. Aici am spus, nu știu ce de funcții, mame. Și de funcții foarte bine. N-au altă treabă. Bă, e bine fiecare să-și vadă de oala lui, înțelegi? Și eu mai am aici o grămadă de e-mail-uri pe care le-a trimis Adriane și mie, ți-am spus. Dar nu pot să le arăt că le țin probă pentru un eventual proces care o să-l am cu domnul Mihai, care a făcut o afirmație că să vin cu dovezi. Eu am aici dovezile și ți le arăt, nu le dai pe post, și ți arăt dovezile. Țineți-le că nu vreau să mă influențați. Același e-mail, domnul Mihai mi-a trimis și mie și lui Adrian, de pe același e-mail. Mai e Adriana la telefon, a revenit. Să rămână Adriana din nou. Da, bună seara. Aș dori ca domnul Prigoană să vină cu probe concludente că am ținut legătura cu fostul meu prieten, da, în timpul în care m-am împăcat cu domnul Prigoană, deci în ultimul an de zile. Eu nu am făcut afirmația că am ținut legătura. Nu, a spus că eu am spus că domnul Prigoană cunoaște regulile de bază ale limbii române, gramatică, ortografie, ortoepie, punctuație. Vă rog frumos să-i dați un test în direct să vedeți cum scrie. Dar nu vrei două mai mici sau patru de loc? Cum se face acordul predicatului nominal cu subiectul? Băi, acordul predicatului cu subiectul. Ascultă aici un moment. Tu te-ai înțeles cu electricianul să dați aceeași declarație este cu gramatica? Nu se poate ca la un an de zile distanță să-l mănânce să și pe la limba și pe tine limba e și l-a mâncat acum trei luni. De ce l-a mâncat acum limba? Păi spune de ce, că tu l-ai trimis pe reporterul și ai dat temă clară. Vezi, spune să zic aia, chiar dacă nu ai spus-o pe bine. Bă, e părerea mea, pe ăla care a luat interviu. Hai, capatul. Eu nu mai vreau să-ți faci emisiunea pe da, problema okay, de Adriana, familie. Am bun, pe lângă... Ăla-i invitat pe prietenul tău, domnul Prigoană, nu înțeleg de ce mă sună colegii tăi de 10 ori să intru în emisie. Pă bune, oamenii fac treaba în regie, poate aici tu ceva de spus. Și denigrați-vă. Așa cum ne-ai dat notificare, ne trezim că ne dai și plânge de la CNA, Doamne ferețe. Și atunci îți dăm dreptul la replică de fiecare dată. Da, sigur că da, nu am nevoie. Mulțumesc că am spus ce aveam de spus. Nu are de domnul Prigoană să continue mascarada asta televizată. Numai că terminăm. Nu mai mascaradă. Termin subiectul, Adriana. Tu și cu electricianul m-ați acuzat fără nicio probă că eu sunt cu gramatica paralel și eu vin cu niște SMS-uri date de tine și încep cu scuze că din cauza vitezei.